sigur vorbeam, dacă au luat minus 18, minus 12, n-ai văzut că e minus 30 sau altă era pe acolo. Minus 35, ai făcut-o mai pe cine, una mai în față e stat pe lângă. Bă, puțin ăla. Păi, adică vreau să spun un lucru. Dacă nu se sesizez, comparând cu colegul tău care a trecut ca prin vază, uite că am luat pe concret pe Miruna. Ia să o, pur și simplu, se plictisește în timpul ăsta. Deci asta e diferența. Da, fac 4-5 exerciții în față. Asta e diferența. În timp ce voi mâlbuiți și greșiți unui exercițiu o oră, munciți la el, iau terminat teza. Asta e diferența. Prețul unui produs s-a majorat cu 20%. Deci X cu 20% din X, nu? Deci prețul unui produs. Nu știm prețul. Da. Se pare că asta este întrebarea. X prețul produsului, da. Deci notăm X prețul produsului. Deci prețul unui produs s-a majorat cu 20%. X plus 20% din X. Așa. El s-a majorat cu 20% din preț. Deci X plus majorarea, adică 20% ori X, ca asta înseamnă 20% din, da? Da. X plus 20% din X. Deci prețul unui produs s-a majorat cu 20%. După o anumită perioadă de timp, noul lui preț a scăzut cu 30%. Minus deci, 30% din X plus 20% X. Deci, lui, îi să aplicăm, da, 30%. Deci, ori 30 pe 100. Și asta înseamnă scăderea. Scăderea care se produce. Deci, deci, atenție, lui, acestui preț, îi se produce... Din 30 pe 100 din X plus 20 pe 100. Așa o scrie domnul. Nu. Din ceea ce era ca preț. Că Bezanca, el a avut un preț. Da. S-a mărit cu 20 pe 100. Adică la prețul respectiv s-a adăugat 20%. Acum, se produce o scădere a acestui preț. Am întrebare, aici nu ziceam X plus 20 pe 100 X minus 30% din X plus 20 pe 100 X. Așa, așa. Păi, acum eu am zis, asta este scăderea. Adică cu cât se scade. Și ca să vedem la ce preț a ajuns pe scădere, înseamnă din ăsta tot. Da. Deci din ăsta tot. Da. Din X plus 20 pe 100 X. Din X pe... Deci, din X plus 20 pe 100 X minus scăderea care se produce. Minus scăderea asta. Adică minus cine? Într-o paranteză. Minus 30% din X plus 20 pe 100 X. Așa. Minus X plus 20 pe 100 ori X ori 30 pe 100. Da. Și ăsta e noul preț. Deci din ce a avut el, așa, îi se produce o scădere cu atât. Și se ajunge la, să zic... După cele două modificări de preț, prețul obiectului este egal cu 420 de lei. Și se ajunge la 420. Care a fost prețul inițial? 420 de lei. Insist. Avem prețul X la început. Acestuia se produce o creștere cu 20%. Deci la fostul preț se adaugă 20% din vechiul preț. Noul preț, ăsta va fi. Acum, acestui nou preț îi se produce o scădere cu 30%. Adică eu trebuie să văd cât, cu cât scade, care-i scăderea, da, de preț. Și ca să văd la ce rezultat s-a ajuns, din vechiul preț, scad această micșorare de preț și ajung la 420. Da. Sigur că o minte foarte atentă îmi spune așa. Păi, dacă din ăsta
scad ăsta mulțit cu 30%, îmi rămâne 70%. Deci poate să-mi spune cineva, ca să nu mai pierdă timpul, 70%. Noul preț după cele două mișcări este X plus 20 pe 100 X ori, oricât, ori 70 pe 100. Că am scăzut din 100% 30%. Că aici eu pot să spun că e ori 1, dar ori 1 ăsta poate să fie 100 pe 100. E ca și cum aș fi adus la același numitor. Da? Și din 100, avem 100 pe 100, din 70 scăzut 30, din 700, dintr-o 100 scăzut 30, rămâne 70. Deci în loc să mă muncesc, să fac calculul ăsta pe aici, repede el se prinde și zice x plus 20 pe 100 x ori 70 pe 100 egal cu 420. Și ca să nu pierdă timpul, repede face. Simplificat, simplificat. 20 cu 50 aici face 5 jos. Și are așa. X pe care îl dăm factor. X pe lângă. 1 plus 1 pe 5. Ori 7 pe 10. Egal cu 420. Adică X. Ori 5 cu 6 pe 5 ori 7 pe 10 este egal cu 420. Să simplificăm 10 cu 6. 10 cu 6. Dar aș vrea seama 6 ori 7, 42, mai că îmi place. A, da, știu de ce. Că e 42 aici, 420. Și aș zice 42 X supra 50 egal cu 420. Prin 42 împart egalitatea. De unde obțin că X pe 50 X pe 50 egal cu 4, cu cât? Cu 10. Da. 42 ori 10 fac 420. De unde rezultă că X egal cu 500. 10 ori 50, 500. Cât ar fi zis problema așa? Hai să spunem pe cea dreaptă. Miruna, cum ai fi făcut? Ai fi muncit așa, cred eu. Da. Scăzut 70 pe 10, nu știu ce, toată povestea. Dacă ai viteză, la fel termin de lucru. Și dacă ai viteză, da. Da. Dacă însă... Nu ai viteză. Nu ai viteză. Ai viteză, nu ți-o la 500? Deci ai greșit undeva. Reluăm. Reluăm. Miruna, cât ce-o dați ție? 500 mi-a dat mie, dar vedeți că ai scăzut ceva greșit. Da, da, hai să urmărim, Miruna. Cum cât mai ai făcut urmă, mă interesează cum ai gândit. Am făcut x plus 1 pe 5 din x. Da, așa, x plus 1 pe 5, da. Nu mi-am dat seama, am scris 1 pe 5 și eu am scris x plus 20% din x și aici, la următorul, n-am scris din x. Adică, noi mi-am scris 1 pe 5 ori da. X. Și n-ai putut să scoți pe X în factor comun, că n-aveai de unde. Și ai stricat tot de niște. Exact. Deci, atenție multă, atenție multă. De acum refaci calculul. Da, uite, fac ca domnul profesor, că e bună ideea. Da, eu spun aici că am mărit foarte mult lucruri ritmic. Că în loc să scriu, să fac scăderea, să muncesc acolo. Azi, mă, din 100%, am scăzut pe 30%. Și mi-a rămas 70%. Din ăla, deodată. Da, deodată. Ce e fain. Da? Și atunci am mișcat aici x plus 20 pe 100 x ori 70 pe 100 e nou preț după cele două mișcări. E mult mai repunabil. Sigur că astea, aici am vrut să atrag atenția. Da? Că scăderea asta din prețul la care s-a ajuns pe 30%, înseamnă că ți-a rămas 70%. De aceea am zis 70%. 0,21. Da. Nu, stai să spun, Miruna. E frică să mă zic. Aici e calitatea. Aici e calitatea. Când tocmai ai sesizat că ai putut să greșești, atunci fii atent la șmecherii de astea care te duc foarte repede în față. Da.
Deci nu încerca să refuz. Nu am avut discuția asta. Da, da, da. Nu refuza. Da, că tocmai partea aceea stufoasă îți oferă șansa greșelii. Dar uite un pic. Eu mă uit. Da? Deci partea stufoasă îți oferă șansa unei greșeli. Partea simplă, a gândirea clară a ceea ce se întâmplă, că, vezi, că zice, după ce se întâmplă a doua operație de scădere, prețul se obține prețul ăsta. Dar tu ai spus bine, din ce se făcuse după majorare, scad partea care s-a micșorat. Și partea care s-a micșorat este 30% din vechiul său preț. Și atunci, dacă mătesc cu A, hai să fac asta ca și cum ar fi un A. Uite cât de deșteaptă ideea. A minus A ori, apropo ce făceam la clasa a patra, A minus A ori 30% supra 100. Supra 100. Egal cu 420. Egal cu 420. Că noi știm cine e A, am notat. A, prin A am notat paranteza. Da? Prin A am notat paranteza asta. X plus 20 pe 100, X. Da. Am notat-o cu A. Și am redus calculul la A minus A supra 3 pe 7. Deci 3 asupra 10. A exact. 3 asupra și acum 10. Când zic 10 A. 10 A minus 3 A. 7 A. 7 A. Tocmai mi-a rămas 7 pe 10 A. A. Este egal momentul acela, da? Egal cu 42. De 10 pe A. 7 pe A. Și așa. Cum nu așa, așa? Acum e oglindă. E oglindă, adică asta trebuie să te facă să înțelegi de ce s-a întâmplat toată povestea asta. 420 egal, da? 420, sigur. Adică 7 A egal cu... 7 ori 7, 7, să zic așa, ori A egal cu 4200. Da? Păi, și A egal cu... Cum au aici lucrez deoparte, scoțând pe X în factor comun. Și atunci este, cât este A? X ori 6 pe 5. Da. Ori 7 pe 10 e tot acolo. Deci 7 ori A ori 6 pe 5, da? 6 pe 5 X egal cu 4200. 7 ori 6, 42, 42. Da. Împart prin 42. Corect. Și rămâne X supra 5 egal cu 100. Egal cu 100. Adică X egal cu 500. Da, foarte rapid, într-adevăr. Mereu încerc să vă spun niște lucruri secrete, care la cap. Nu mai secrete, ca să vă ușurez munca. Deci niște lucruri de acestea care să însemne altceva decât munca. Chestia asta muncitorească îmi place. Uh-huh. Nu-mi place. Mai rapid. Mult mai rapid. Se mă duc repede, da. Se văzut șmecherile și atunci cu ocazia asta ajung repede la rezultat. Corect. Pe mine mă interesează să ajung pe drumul cel mai scurt la rezultat. Da. Sigur că eu am lăsat acolo formularea așa. Acolo se fac calcul de 20 pe 100 de 5. Da, bineînțeles. Da, deci acele da. Sunt banalități. Da, nu, dar mie nu mi-a dat așa pentru că am fost... Ai greșit. Pe 5 am putea spune din X. Am văzut, am înțeles bine, am înțeles. Da. Deci ea merită să fii atent la ce spun eu. Corect. Am înțeles. Pentru că îți este de mare folos. Vreți să vă fie undă, foarte undă, că îmi dai de lucru. O mai usur mâini dimineață. Un muncitor a realizat în prima săptămână a lunii 30% din normă. Deci în prima săptămână... În prima săptămână face 30% din normă. Din cât are de făcut. În a doua săptămână... 40%. Tot din norma care... Din cât realizase în prima săptămână. Hai că începe jocul acum. Începe jocul deja. Da, da. Deci în prima săptămână 30% din normă. Din X, cum ar fi, deci, nu? Deci 30% din X. 30. Pe X norma, sau cum să spun? Da, cu X norma. X norma. 30% din X. Deci în prima săptămână 30% din X. Pe 100 din X. Din X. Plus adică... Adică 3 pe 10. Da. Adică 3x pe 10. Da. Deci în prima săptămână face 3x pe 10. 10. În a doua săptămână... Atenție acum. 40% din cât realizase în prima săptămână. 40 pe 100. Deci 40% atenție. Din 3x pe 10. Da. Da, asta mi-a zis. Așa, din cât realizase. Da.
Deci, în a doua săptămână, 40% din cât făcuse prima săptămână. Adică 3x pe 10 ori 40%. 40 pe 100, care înseamnă 2 pe 5 și care înseamnă 3x pe, cât vine, 50 parcă, nu? Asta face în a doua săptămână. Și mai citești o dată partea a doua, că mă interesează foarte tare. Dar nu trebuia să faci și 3x. Mi-a dat... Acolo. 3x ori 2? Da, 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 ori 2, după că trebuia 3x pe 25 trebuia. Am fost arate 3 ori 2, deci practic mai trebuia să mergem 13. Așa. Și 5. Da, și este pe 25. 25. Da. Bun. Mai citesc o dată. Da. Deci un muncitor a realizat în prima săptămână a lunii 30% din normă. În a doua săptămână, 40% din cât realizase în prima săptămână. Adică, ultimii de ștru. Suntem la prima lecție, dacă sunteți să gândim, nu fac nimic. Asta suntem și la pas. Câte vreme, câte vreme acolo să discute ceva, stai deoparte. Spune-mi tu acum la ce n-ai înțeles, ce ți-e ține clar. Spune-mi, domnul Zoltan, am rămas aici. Păi, dar mai aici existăm. De ce tot există? Eu de ce tot spun? Încă o dată mi-e la, citește încă o dată, că spunând asta, de fapt, vreau să te chem lângă mine. Pe tine și pe toți ceilalți. Deci, ia de aici. Prima dată, 30% din X. Ai înțeles ce înseamnă asta? Acum, în a doua săptămână, este 40% din asta, mă. Din ce a făcut prima săptămână. Dar băi, aduți-o, băi, întreabă, că suntem pentru recapitulare aici. Deci, eu, e foarte greu. Este extrem de greu ca eu să bănuiesc ceva ce nu ai înțeles tu, să ghicesc. Să te opresc. Și tu stai pasiv și noi ce facem așa? Adică, pierdem timp, te rog frumos, mobilizează, nu mai stai ca la bar. Deci, atenție, mă, că e păcat. Suntem mai la treabă. Hai. Deci, atenție, îi... Din asta, din asta ce a făcut, 40%. L-am calculat. Adică, asta se mulțește cu 40%. Da? Și de la 3x pe 25, în a doua săptămână. Acum, în a treia săptămână, 75% din cât a realizat în a doua săptămână. Deci, în a treia, acum, adică vreau... 3x pe 25 ori... 70%. 70%. Da. Deci, în a treia, faci 3x pe 25 ori 70 pe 100. Adică, ori 3 pe 4. Face cât aici? 70% a zis. 75 pe 4. 75. Da, 75. Aici, 75%. Da. Simplificarea rămâne 3 aici. Da? Și aici 100. Și atunci vine 9 pe 100, nu? Da. 9x pe 100. Da, da, da. 9x supra 100. Rămânând ca până la sfârșitul lunii să mai realizeze 980 de piese. Egal cu 900. A patra săptămână sau cum. Restul. Deci restul egal cu? 980. 980 de piese. 980. Prima întrebare. Care a fost norma lunară a muncitorului? X. Deci... X egal cu... Deci norma... Ce s-a întâmplat? Adică lunar. În prima săptămână, în a doua, în a treia, cât a avut? Norma lunară. Norma, adică X-ul ăla de la început. Exact. El în prima săptămână, a doua săptămână, a treia săptămână, corect. Și în a patra, 980. Le adunăm pe toate. Da. Deci cum facem? Le adunăm pe toate. Adică 3X pe 10. Așa. Plus 3X pe 25. Și atât? Egal cu X. Și plus 900. Asta am zis, egal cu X. Da, și plus 900, egal cu X. Deci așa vă spun. X este egal, sau, hai să vă spun, 3X pe 10, cât am văzut în prima săptămână, plus 3X pe 25, cât am făcut a doua săptămână, plus 9X pe 100, cât face în a treia săptămână, și plus 980,
Egal cu x? Egal cu x. Numitor mare pe lungi. Numitor comun 100. Sigur. Pe prima cu 10. Da. Pe a doua cred că cu 4 și sunt sigur că cu 4. Cred că cu 4. Numai cu 4. Așa, plus prima cu 100. Și x-ul cu 100. 100. Echivalent. 30x. 30x, da. Eliminăm numitorul. Da. Plus 12x. Plus 9x. Da. Plus 9800. Plus 9800. 980. 7000. 7000. Da. Egal cu 100x. Egal cu 100x. Trecem 98.000 în partea dreaptă, adică termenii cu x în partea stângă. Adică, te rog să... Adică 30x da. Plus 12x plus 9x minus 100x egal cu 98.000. A făcat oricum, 30 cu 12. 30 cu 12, 45. 42. Și cu 9? 51. 51x. Da, minus 100. Minus 49x. Minus 49x. Deci minus 49. X egal cu minus 9, 8, 0, 0, 0. Da. Adică x. X egal cu. Minus cu minus. Va face plus, nu? Da, e minus. Dar nu e minus în fața paranteză. Care paranteză are? Nu, ci că în fața linii de fracție. Păi e minus ăla pe minus ăsta, mai. Adică e minus pe minus. Da. Face plus, n-am înțeles. Adică x egal cu 980, 0 supra 49. Ca să scăpăm de minus. Și face cât? În a doua 12-a? Păi pe cât să simplificăm prin 3? Prin 49. Că vedeți, cum simți să-mi spune. Deci de două ori. 2000. Da? 2000. Deci, 2000 este... Este norma lunară. Și acum să înlocuim la trenul. La B, câte piese a realizat săptămânal? Săptămânal. Pentru prima săptămână. 6, 2, 4, 10, 8. 3. 3 pe 10, 2000, ăsta cu ăsta se simplifică și dă 600. La a doua săptămână. La a doua săptămână, adică 3x, nu, de fapt, 3 pe 25, ori 2000. Ăsta, 25 cu 3, nu, 25 cu 2000 se simplifică, cred că e exact. Păi, exact ideale, că, cum vine acum, în 200 mergi de 8 ori, pentru 125 mergi de 4 ori, pentru experiența de noi. Și în 200 mergi de 8 ori, și cu 0, de 80 de ori. 8 ori 3, 24. 240 de piese. În treia zi, ce procent? Da, treia săptămână. 9 pe 100. 9 pe 100. Ori 2000. Se simplifică 0 și ne dă 180 piese. 180. Și eu adăug. Ia să vedem dacă suma da, da, totală, e corect. 600 plus 240 plus 180 plus 980 plus 980 da, da. Și la ce? Da. Ce procent reprezintă numărul pieselor realizate în a treia săptămână din numărul pieselor realizate în prima săptămână? Deci, noi trebuie să vedem în raportul procentul dintre ceea ce a însemnat piesele din a treia săptămână așa față de cele din prima. Adică, adică 3x pe 10 cu 9x pe 100. Amplificăm prima cu 10 ca să avem aceeași numitor. Dar avem 180 și 600, nu putem să ne ducem direct pe numărul de piese? Da. Ce mai înseamnă până la urmă? Păi eu așa am zis 180 cu 600.
Deci eu așa spun împărțirea 180. Exact. Cinci. Trei. Cum să fie mai cinci? Să faci exact. Ei, trei în perioada 600 împărțirea 180. Păi, hai să zicem așa. 600/180. Prin 2. Merge printr-un 0. În primul rând, da. După aia prin 2. 30 pe 9. După aceea. Prin 9. Sau prin 2. 10 pe 3. După aceea. Cât vine aici? 10 pe 3. Aici prin 3, parcă a spus. Da, 30 pe 9 și după aceea 10 pe 3. 9. Care înseamnă 10 pe 3. Și 3,33. Adică... Cât la sută, spun încă o dată, cât la sută înseamnă... Deci, ce procent reprezintă numărul pieselor realizate în a treia săptămână? Ce procent? Cât la sută? Pe la sută? Da, față de prima. Față de prima. Deci, a treia față de prima. Adică a. 3 pe 10. 3 pe... Invers trebuie să facem. 180 da. Față de 600. Înseamnă 30 pe 100. Am venit cam cu 10. Da, cu 10 și 30 la sută. 30 la sută. Bun, deci luăm o chestie în asta, o luăm, cât o zis, prima, a treia, 180 supra 600. Și ce am făcut la sfârșit de acolo? 3, 3 la 3 pe 10? De ce am făcut 30 pe 100? Că trebuia invers. Hai să știi ce schimb din nou, ca să fie gata. Hai că am înțeles, e 3 pe 10, 180 supra 600, înseamnă 3 pe 10. Da. Egal cu 3 pe 10. Da. Și noi, fiindcă vrem la 100, am amplificat cu 10. Da. Noi vrem la sută, gata, domnul profesor. Corect. Deci 30% înseamnă. 30%. Deci am găsit 30%. Ați înțeles? Da. Până și eu am înțeles. Da. Apropo de... Dacă e eleva mea, nu? Și eu am înțeles, domnul. Bună, ești pe toate? Da, dar dacă găsit. Ce se spun din... Din jenă se spune că am înțeles. Și ați uitat la mine și am spus, nu, de asta cred că înțelegeți așa de bine pe copii din priviri, domn profesor. Da, mă, pentru că, știi, sunt momente și momente de receptivitate. Ai un moment de receptivitate maximă și te prinzi din prima. Exact. Dar omul ieși tu. Eu uite-l omul. Asta, ca să nu-i neștiință, domn profesor. Omul de lângă mine. Nu este, la momentul ăsta, foarte priză, știți, așa, conectat. Și atunci... Să bine asupra. Când ești atent, te prinzi din prima. Da. Se consideră numerele. Am un exercițiu frumos. Da. Așteptam să-l dat. 3 de la pagina 68. Știam eu. Deci la asta mă uitam. Se consideră numerele. X este egal cu... număr, scrie mai mult copii. Mamaș cu fica se înțeleg foarte bine. Red. Cele mai grele, așa le alegem amândouă. Din faza uterină se înțelege, nu? Mama și fiica. Sau oricine. 1 pe 2 minus 1 pe... X egal cu... Ce ai făcut tu, Doria? Ai dat prea tare? N-am dat tot tare. Păi tu, nu-i ocup timpul. Tu faci așa, fel, că se pierd timpul. Zi-mi era. Deci X egal cu 1 pe 2 minus 1 pe 3, plus... O secundă, X egal cu... 1 pe 2, 66. Plus 1 pe 4 minus 1 pe 5. Da, 1 pe 2 minus 1 pe 3. Deci 1 pe 2 minus 1 pe 3. Da. Plus 1 pe 4 minus 1 pe 5. Da. Plus 1 pe 6 minus 1 pe 7. Da. Înțeles. Plus și așa mai departe. Plus 1 pe 2012 minus 1 pe 2013, bineînțeles. 2013. Ultimul era plus 1 pe 2014 minus 1 pe 2015. Ultimul? Da. Plus 1 pe 2000. 1 pe 2014 minus 1 pe 2015. Și Y egal cu 1 minus 1 minus 1 minus 1 pe 2 plus 1 pe 3 minus 1 pe 4 plus 1 pe 5, minus 1 pe 6, plus și așa mai departe, plus 1 pe 2011, minus 1 pe 2012, plus 1 pe 2013, minus 1 pe 2014, 2013,
13. Minus 1 pe 2014. Calculați media aritmetică a numerelor x și y la a. Și la b să arătăm că x este mai mic decât 1007 pe 2015 și mai mic decât y. Întâi a să facem. Media aritmetică. Media aritmetică. Egal cu cine? Cu cine este media aritmetică? Cu y, x plus y supra 2. Deci e suma supra 2. Supra 2 egal cu cine? Cu și la b să arătăm că x este mai mic decât 1007 supra 2015. 1007. X mai mic decât 1007 supra 2015 la mijloc, domn profesor. Atenție. Cine? X-ul mai e cuprins mic, între cine? Nu e cuprins. 1007 pe 2015 e cuprins între x și y. Deci 1007 supra 2015. 1007 supra 2015 e cuprins între x, x acolo și y în partea cealaltă. Așa. Da. Deci să arătăm că că x e mai mic decât numărul ăla și y x e mai mare decât numărul ăla. Și y e mai mare, asta trebuie să vedem acolo că trebuie să calculăm întâi pe media x și aceea pe y. Plus 1 pe 2, minus 1 pe 2. Minus 1 pe 3, plus 1 pe 3. Plus 1 pe 4, minus 1 pe 4. Minus 1 pe 5. Adică dacă le adunăm pe cele două, se reduc una câte una. Și ea se sesizează că dacă le adunăm, domnul profesor, pe x cu y, are odată plus 1 pe 2 de la x, minus 1 pe 2 de la y. O să ne rămână 1 minus 1 pe 2015. Ia mă, de mai fi atent ce deci el vede așa, că dacă le-ar aduna, aș pune plus și le-am vedea unul adunat așa, am aici plus 1 pe 2 și aici minus 1 pe 2. Se reduc. Plus 1 pe 2 minus 1 pe 2 face 0. Minus 1 pe 3 plus 1. Ai plus 1 pe 4 minus 1. 1 pe 4 minus 1 pe 4. Minus 1 pe 5 plus 1 pe 5 plus 1 pe 6 minus 1. Și tot s-ar duce așa. Până unde? Și 1 pe 2011. 1 pe 2014. Haideți. Și ăla, asta da. De aici. Da, este. Este aici. Da. 2011 este sigur în fața lui, domnul. Este aici, în fața lui. Da. 2013 se duce și el. 2014 se duce și el. Și rămâne 1 minus 1 pe 2015. Da. 2014 se duce și el. Și atunci la media aritmetică aș spune că este egal cu x plus y înseamnă 1 care a rămas da. De la y 1 plus minus rămas ăsta. Minus 1 la 2015. Deci a rămas ăsta, da? Care e 1 la început și ăsta de aici. Corect. Supra 2. Sigur, da. Deci este 1 plus nu plus, minus. Minus. 1 supra 2015 tot pe 2. Și dau mai departe cu Anca, ce fac acum? Aducem la... Sigur că da. Aducem la 2015 minus 1 supra totul 2 ori 2015. Da, din 2018. Și mulțim 1 pe 2. 2007 spre 2015, da. Și face egal mai departe cu 2014. Supra 2 ori 2015. Și 2 ori. Hai, nu vă jucați în tipul ăla. Știi, eu mă simt destul de nasul, dacă să spun. Da, da. În timpul lecții, așa că... Hai, și cât dă? Cât dă copilaș? Hai, 2014 pe 4 și 1007 30. Face 1007 pe 2015. Iată, acesta este rezultatul. X plus Y pe 2 este 1007 supra 2015. Asta e media aritmetică? Media aritmetică. Bun. Dar X nu l-am făcut pe X și pe Y. Nu îl puteam. A calculul efectiv al lui X și lui Y nu cred că îl puteam. Aha. Și atunci acum îl încadrăm. Da. Presupunere. Gândim, nu? Deci suntem în etapa în care... Am întrebare. Acolo 1 minus 1 supra 2015, nu e... 2015 minus 1 supra 2015, nu? Da. Supra 2, s-a spus care s-a
Îl vine așa? Așa. Ba, da, da. Ți-ai luat odată 1007? Nu, nu înțelege de ce. Cât ți-a dat omul? Am scris că 2015 minus 1 spre 2015 spre 2, adică 2014 spre 2015 totul spre 2. Ori 1 spre 2. Da, și mi-a dat 2014 ori 2 spre 2015, adică 4028 spre 2015. Păi da, cine te-a pus omul ăsta și nu trebuie să simplifici tot? Cum trebuie la aceeași rezultat? Aaa, nu, i-am mulțit 2 și i-am mulțit cu ăsta de sus. De aia a dat 4028. Da, 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 da. Adică tu n-ai înțeles un lucru. Egalul dacă nu scriu unii trebuie mereu. Hai să scriu așa, egalul de parte. Ai scris așa? Vreau să scris unii trebuie, da, dar nu cum mulțit. Deci, 2015 minus 1 supra 2015. Scrie așa? 2015 și supra 2. Da. E cam mai departe. Cu 2014 supra 2015 supra 2. Da. Și e cam mai departe. Cu 2014 supra... Prima fracție. O mulțică a doua răsturnată? Da. Adică 2000... Și mulțică a doua răsturnată. Păi zi, că tu asta mai spui. 2014 supra 2015. Ori 1 pe 2. Ori 1 pe 2. Și se simplifică. Acum 2 cu 2014 și ajungem și tu la 1007 supra 2015. Și este egal cu 1007 supra 2015. Da. Mai lucrăm la. Da, acum asta, Beu. Da. Deja ne-a dus în media aritmetica. Păi da, da, acolo e media, da, da, zice că X e mai mic decât și, și media aritmetică e mai mică decât Y. Practic, asta traducem. Așa am tradus, nu? Nu? Deci în loc de asta... Ca e media aritmetică, nu? Ce se scrie în loc de asta? X plus Y supra 2. Așa scriu. Deci ar fi echivalent. X mai mic decât X plus Y supra 2, mai mic decât Y, nu? Echivalent. Păi amplificăm cu... x-ul cu 2 și y cu 2. Da. Aducem la același repede. 2x. Adică 2x. 2x mai mic decât x plus y și mai mic decât 2y. Și asta s-ar întâmpla când x și y va fi egale. Și atenție. Prima egalitate ar fi că x mai mic decât y. Da. Da. X mai mic decât y. Corect. Și a doua egalitate, asta se presupune x mai mic decât 3, decât y. X mai mic ca y. Tot aia. Ce ce știu? Da. Da. În concluzie, toată discuția noastră trebuie să o reducem dacă x e mai mic decât y. Da? Uh-huh. Adică x minus y, trebuie să văd cât este x minus y. Facem și x minus y? O secundă. X, observăm că X-ul zice așa, 1 pe 2 minus 1 pe 3, 1 pe 4 minus 1 pe 5, 1 pe 6 minus 1 pe 6, da? Ei, cum este X-ul față de Y? Aici trebuie să vedem. Trebuie să vedem că X-ul e mai mic decât Y. Da? X mai mic decât Y. E de parcă aș spune, că x minus y este mai mic ca 0 sau echivalent cu a zice că y e cum? Y-ul este mai mare ca y minus x. Y minus x e mai mare ca 0. Ori zic x minus y mai mare, mai mic ca 0, ori y minus x mai mare ca 0. Păi, cred că y minus x nu-i combine mai tare? Y minus x, dacă ne-ar conveni mai bine, eu zic că x este mai mic decât y pentru că avem la sfârșit minus 1 pe, 2, pe 2015, adică avem ceva, avem cam același lucru, minus 1 pe 2015 și atunci x nu este mai mic decât y. Deci, Miruna, dacă facem x minus y, ce adică ce... vedem că minus 1 pe 2015 ar fi în plus. X minus y, domn profesor? Sau x minus y, ca zici, da? Deci, întrebarea este ce ne convine să facem x minus y sau y minus x? Y. Y minus x, ai vrea să faci, da? Pe, asta arată că y avem... minus x mai mare ca 0. Este... Din y scădem pe x. Da. Și deci suntem mai mare ca 0.
Și ce să mi se întâmplă? Mai bine X minus Y. Nu? 1, da. Atenție, vine 1 minus 1 pe 2 minus 1 pe 2. Și invers tot face așa. 1, minus 1 pe 2 minus 1 minus 1. Aici umblăm un pic și vedem. Da, hai să vedem și X minus Y. 1 pe 2, că a venit 1 pe 2 plus 1 pe 2. Și iar ar face 1, domn profesor. Cred că mai bine X minus Y. Că X e 1 pe 2, Y e minus 1 pe 2 și cu minusul din față plus 1 pe 2. Facem ori una, ori cealaltă, că tot acolo. Ajunge, da. Dar o secundă. Mai vedem încă o dată ce a avut autorul. Poate găsim o idee mai rapidă deocamdată. Da. Ceea ce am sesizat noi a fost să înlocuim pe X și pe Y, pe X plus Y pe 2, că e tocmai media făcută, cu numărul acesta. Și asta înseamnă că totdeauna media aritmetică este cuprinsă între cele două numere. Este clar că unul ăsta X e mai mic decât Y. Da? Faptul că X-ul e în stânga și Y-ul e în dreapta, deci X mai mic ca Y. Că altfel nu ar avea rost. Noi la asta am redus toată povestea asta. Că X e mai mic decât Y. Și pentru a arăta că X mai mic ca Y, trebuie să observăm atent care este relația dintre cele două. Da? Dintre X și Y. Dacă facem X minus Y, ce se întâmplă? Cât va face X minus Y? Hai să facem X minus Y. X minus Y va fi egal cu... Vedem așa, 1 pe 2. 1 pe 2. Și vine minus 1 pe 2. Asta va vine cu plus, da? Da. Deci 1 pe 2. Și minus, asta devine cu plus. Deci 2 pe 2. Adică 1. 2 pe 2. Adică 1. 1, da? Da. Pe urmă, minus 1 pe 3 și minus 1 pe 3. Da. Minus 2 de... Minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Plus va fi. 1 pe 4 cu plus 1 pe 4. 2 pe 4. Uh-huh. 2 pe 4. Minus 2 pe 5. Minus 2 pe 5. Plus 2 pe 6. Da, avem 1 și un minus 1 acolo. Minus 2 pe... Minus 2 pe 7, nu așa? Plus puncte, puncte și mai departe. Plus și mai departe. Am, la un moment dat, 2 pe 2014. Da. Plus 2 pe 2014. Da. Minus 1 pe 2015. 1 pe 2015. Și să nu uitați de minus 1. Și mai avem, mai avem minus 1. Minus 1, des. Da. Minus 1. Deci, X minus Y va fi egal așa scris. 2 pe 2. 1. Și cu minus 1 de acolo face 0. Da, 0, tot terminat. Am scăpat de el. Și avem minus 2 pe 3 plus 2 pe 4. Și acum aș putea scot factor comun. 2 pe lângă. Și ultimul termen care e mai 1? 2 pe lângă. Minus 1 pe 3. Clar să-l departe. Da. Minus 1 pe 3. Plus 1 pe 4, minus 1 pe 5, plus 1 pe 6, minus 1 pe 7, plus și mai departe, plus puncte, puncte. Ultimul este cu plus 1 pe 2014. 1 pe 2014. Chidem paranteza. Chidem paranteza, minus 1 pe 2015. Dacă îi grupăm 2 câte 2. 1 pe 4 minus 1 pe 3. Și poate factor comun de cea mai mic. Da, nu. Îi grupăm 2 câte 2 și am adus la aceeași dată vine minus 4 plus 3. Adică minus 1 pe 4.
Adică minus 1 pe 12, 3 ori 4. 3 ori 4, 12, corect. Deci va fi x minus y egal cu? 2 pe lângă. 2 pe lângă. Pe lângă gruparea făcută așa. 2 pe lângă minus 4 plus 3, totul supra 3 ori 4. Pe 12, da. Hai să spun sus. 3 ori 4 lăsăm. De acord? Da, da. Asta trebuie să lucrăm. Deci, zic încă o dată. X, iau de la un cap, și zic x minus y. Ca să înțeleagă toată lumea. Mai x greu? Minus y. Deci x minus y. Da, egal cu? Cu 2. Pe lângă. Pe lângă. Prima echipă este minus 1 pe 3. Plus 3 pe 4. Hai să scriu mai desfășurat. Da? De unde e pierdut? De la... Unde? X mai mic decât Y, cam cea și Y mai mic decât X. Bun, da? Și echivalent, a zis domnul profesor, că X minus Y, l-a trecut pe Y cu partea cealaltă. Echivalent, va spune că X minus Y mai mic ca 0. L-a trecut pe Y cu partea cealaltă. Și atunci e mai mic decât 0. Sau dacă trec pe X în partea cealaltă, înseamnă că Y minus X mai mare ca 0. Aha, da. Deci ori pe asta o fac, ori pe cealaltă. Și am ales pe X minus Y. Deci am ales pe X minus Y și am plecat. X minus Y, Iruna, însemnat așa. Din ăsta de sus, scad pe ăsta de jos. Da. Înseamnă că ăsta, când îi zic minus ăsta, ăsta e cu minus, ăsta e cu plus. Ăsta e cu minus, ăsta e cu plus. Și am 1 pe 2 și cu 1 pe 2, cât a făcut? 2 pe 2. Mm-hmm. 2 pe 2, care a făcut 1, nu? Mm-hmm. Minus 1 pe 3 și cu minus 1 pe 3, faci minus 2. 2 de astea, de 2 pe 3. E minus 1 pe 3 și minus 1 pe 3. Nu, nu ți-e clar aici. Adică x minus y egal cu... Hai să scriu cine este x minus y. Eu am mai încetul ce să fac ca să înțelege că toată lumea a rămas în urmă. Deci nu... Da, e cu 2. Hai să luăm așa. Și cu 2 de anul ăsta, nu? Da. Hai copii, să luăm mai ușor. Deci ne ocupăm de x minus y, da? Deci... X minus Y este egal. Ia-i lasă-mi treabă ora, să-mi treabă ora. 4, 7. Avem timp să facem. Ne ducem până la 50. Acum scrieți frumos, să înțelegeți. Deci X minus Y este așa. 1 pe 2, o copie pe X. Da. 1 pe 2, minus 1 pe 3, plus 1 pe 4, minus 1 pe 5, plus 1 pe 6, minus 1 pe 7, plus puncte, puncte, plus 1 supra 2012, minus 1 supra 2013, s-aude, 2013, plus 1 supra 2014, minus 1 supra 2015. Deci am copia pe X, pur și simplu. Minus acum. Atenție! Minus tot ce văd în dreapta. Înseamnă că dacă zic minus tot ce văd în dreapta, copii, atenție mult! Minus Y-ul. Adică ăștia care sunt cu plus, ăștia care sunt cu plus devin minus, și ăștia cu plus devin minus. Că minusul din față schimbă semnul tuturor. Și ăștia din minus vin cu plus, nu? Sigur că da, păi. Minusul din față schimbă semnul tuturor, ca și cum am mulțit cu minus 1. Și voi avea acum minus 1 ăsta. Pentru mai aici, minus 1. Voi dictați-mi. Minus 1, minus 1 pe 2. Corect, minus 1 pe 2. Minus, plus 1 pe 3. Plus 1 pe 3 aș fi, nu? Da. Deci, cum a fost? Y a fost așa, 1 plus 1 pe 2? Minus, adică plus acum, plus 1 pe 3. Cum era înainte? Plus 1 pe 3?
Acum vă știți asta, da? Deci Y-ul a fost așa, 1 minus 1 pe 2, plus 1 pe 3, minus 1 pe 4. Plus 1 pe 2, minus 1 pe 3. Adică 1 plus 1 pe 2. Minus 1 pe 4. Deci vine minus 1, minus 1. Plus 1 pe 2. Plus 1 pe 2. Minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3. Plus 1 pe 4. Plus 1 pe 4. Minus 1 pe 5. Minus 1 pe 5. Plus 1 pe 6. Plus 1 pe 6. Plus 1 pe 6. Minus puncte, 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 puncte. Minus, și mai departe, minus. 1 pe 2013. 2013. Plus 1 pe 2014. Plus 1 pe 2014. 1 pe 2014. 1 pe 2014. Bun. Vedem că avem 1 pe 2 plus 1 pe 2 de 2 ori. 1 pe 2 de aici și cu 1 pe 2, 1 pe 2 de aici, 2 pe 2, 2 pe 2. Da. 1. De mar, 1. Hai cu 1. 1 și cu minus 1 ăsta de aici? Da, 0, am terminat. Și ăsta am terminat. Am terminat. Și acum egal mai departe. Minus 1 pe 3, minus 1 pe 3, de 2. Minus 1 pe 3 și încă o dată minus 1 pe 3. Minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3, că-s două altfel de fracții, da? Da. Minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Apoi, 1 pe 4 de aici. Plus 1 pe 4, plus 2 pe 4. Plus 2 pe 4. Plus 2 pe 4. Plus 2 pe 4. Minus 1 pe 5, cu minus 1 pe 5, minus 2 pe 5. Da. Deci minus 2 pe 5. Mai departe. Plus 1 pe 6, plus 1 pe 6, e plus 2 pe 6. Plus 2 pe 6. Cu siguranță minus 2 pe 7. Minus 2 pe 7. Plus 2 pe 8. Minus 2 pe 9, până la... Plus 2 pe 10. Și așa mai departe. Până la... Minus 1... Minus... Minus 2 pe 2013. Minus 2 pe 2013. Este așa, da? Da. Asta de aici cu asta de aici. Da. Da. Minus 2 pe 2013. Plus? Plus... 2 pe 2014. Da. Plus 2 pe 2014. Plus 2 pe 2014. În partea aia i-am terminat, dar minus 1 pe 2015. Și minus 1, un singur 1. Pe 2015. În partea asta nu mai avem, e una la Y. Da. Deci, dar observ că dacă am amplificat, scoatem 2 factori comuni. Îi grupăm 2 câte 2 miruna și scoatem 2 la fiecare echipaj. Da, da. Deci egal mai departe, cu 2 pe lângă. Minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3. Plus 1 pe 4. Minus 1 pe 5. Plus 2 pe 6. Iarăși plus 2 pe lângă minuna. Câte 2 vrea, doamnă? Câte 2, câte 2. 1 pe 5. Nu, dar nu e aceeași chestie. Minus 1 pe 5, o să vezi aici. Hai să vezi. 1 pe 5 plus 1 pe 6. Plus. 2 pe lângă. 2 pe lângă cine? Minus 1 pe 7. Da. Sunt pe 8. Da. Plus și așa mai departe. Ultimul echipaj este asta. Da. Plus 2. 2 pe lângă. 2 pe minus lângă. Minus 1 pe 2013. Da. Plus 1 pe 2014. Și minus 1 pe 2015. Minus 1 pe 2015. Și la mai departe cu. În fiecare paranteză adu la aceeași metodă. Și facem 2 pe lângă. Minus 4 și plus 3. 3. Minus 1 pe 12. Minus 1 pe 12. Sau pe 3 ori 4. 3 ori 4 las. 3 ori 4. Plus. Vă pun în paranteză pe asta. Paranteză. Minus este aici, da. Uh-huh. Plus 2 pe lângă. Aduc la ce ajutor 30. Aici. 5 ori 6, nu contează. 6, minus 6 plus 5, minus 6 plus 5, minus 1. Minus 1. 5 ori 6. Ai interes, Verona? Nu mai interes aici? Da. Hai să urmărește, hai urmărește. Dar de ce nu scriu? Deci am verificat să te lec pe oameni. Păi dacă îți mă interesează să mulțesc acum. Nu, mai e, da. Îți dai seama să numere de ce? Minus 1, supra 3 ori 4. Păi oare de ce, mama? Fă paranteza. Adică 4 ori minus 1, minus 4. Da, minus 4. Plus 3, minus 1, spre 3 ori, așa mai scrie 1, 4, minus 3, 2. Deci, da, minus 4 plus 3 face da. Minus 1 supra 3 ori 4. A fost și aici minus 1 supra 5 ori 6. Da.
plus 2, 2 pe lângă. Pe lângă. Minus 1. Tot minus 1 este 7. Da, da. Pe 7 ori 8. Minus 1, adică vine așa, adică cu 8. Minus 8. Da, știu. Plus 7. Minus 1. Minus 1 pe 7 ori. Da. Plus puncte, plus și mai departe, în sfârșit la ultimul, 2 pe lângă. Ce va fi acolo? Minus 1. Tot așa va fi, minus 1, supra 2013, ori 2014. Minus 1 supra 2015. Acum dăm factorul umplitoare din pe 2, dăm factorul pe 2 umplitoare. Chiar minus 2. E 2 ori minus 1 face minus 2. 2 ori minus 1 face minus 2. 2 ori minus 1, minus 2. Deci dăm pe minus 2 e factor, egal cu minus 2 pe lângă. Minus 1 supra 3 ori 4. Nu mai este minus 1 la adică. 1, da. S-o l-am scos pe minus. A, nu mai fac așa. Da? Deci 1 supra 3 ori 4, lasă-mă că știu și fac și 12. Plus 1 pe 5 ori 6. Că nu mă interesează mulțirea în sine. Exact. Plus 1 supra 7 ori 8. Și mai departe, plus 1 supra 2013 ori 2014. Închide paranteza. Așa, închide paranteza. Minus 1 supra 2015. Pe 1 supra 3 ori 4 scrie ca 4, minus 3 supra 3 ori 4. Nu mă întorc înapoi. Face eu trebuie să ce trebuie să arăt. Că x minus y e mic ca 0. Uh-huh. Uitați că asta ne-am propus. Asta înseamnă x minus y mai mic ca 0, x minus y. De ce am pornit? Adică x minus y este un număr negativ. Asta trebuie să arătea. Uh-huh. N-a scos pe minus 2 deja. Avem minus 2. A, minus 2 e mult scoșmecherie, pozitivă. Da. Și iar minus o chestie. Sigur. Cu siguranță e un număr negativ. Nu, 100%. Mai scos încă o dată minusul aici. Și o pot băga într-o paranteză. Bun, dar din tot asta reiese așa. Nu, nu. Așa cum o vedem, reiese asta. Da, reiese că e negativ, corect. Este minus 2, înmulțit cu un număr care e pozitiv aici. Minus 2 ori A. Ori un A. Da? Deci, și minus egal 2 mai departe cu minus 2 ori A, care e pozitiv. Da. Și minus 1 pe 2015, e mai mic ca 0. Cu siguranță e mai mic ca 0, demonstrat. Da. Și am arătat că x minus y este mai mic ca 0. Deci de aici ne duc că x minus y mai mic ca 0. Noi ne-am ocupat de x minus y. Uitați. Și am arătat că x minus y mai mic ca 0. Și ce echivalent cu a spune că x mai mic ca y. Și asta era problema noastră. Deci, dubla inegalitate aceea trebuia dovedită prin a spune că x mai mic ca y. Și cu asta am arătat ieșitul acesta. Cred că s-au făcut. Dacă s-a făcut ora. La geometrie, 57, oprim. Și facem o mică pauză.